Continuăm cu al treilea Kihon din Kata Ishida, kata în care utilizăm bastonul de 1,80 m. La finalul Kihonului numărul 2 am rămas în această poziție, mișcare ce a fost însoțită în urmă de lovitura pentru care formăm distanță. Deci, mișcarea în care ridicăm bastonul, de fapt, vine însoțită cu lovitură dată pe laterală din zenghițul dacii în dreptul genunchiului, ulterior ridicând și revenim pe partea dreaptă. Avem mult după care bastonul vine lovit în partea de jos cu gamba, piciorul drept înaintează, creind distanță, brațul se întoarce, răsucesc, trag piciorul drept în spate. Bastonul vine pus foarte bine în saltea, după care avem lovitură de yokogiri. În kata ishida, lovitura de yokogiri se execută prin săritură. Însă, pentru început, o vom executa cu piciorul stâng ca punct de sprijin, după care o vom executa și din săritură. Bastonul vine proptit în podea, armăm, executăm lovitura, pășim cu piciorul drept în față în zenghițul dacii, lovitură în dreptul genunchiului, distanța de siguranță, după care strâng picioarele, răsucesc același tip de lovitură pentru distanță, urmată de revenirea în uidaci. Lovitura de yokogiri prin săritură, da? Vine, lovesc, distanță, răsucesc, proptesc, lovesc, zenghițul dacii, lovesc, distanță de siguranță, retragerea și revenirea în uidaci. Din lateral am mișcarea din Kihonul numărul 2, urmată de lovitura în dreptul genunchiului, revin, lovesc bastonul în partea jos cu gamba, bastonul prin inerția proprie se răsucește, urmat de zenghițul dacii cu dreptul de siguranță, prind bastonul, răsucesc, trag piciorul drept în spate, execut același tip de fandare ca la începutul Kihonului numărul 1, lovitura, lasă în față piciorul drept, zenghițul dacii. Lovim în dreptul genunchiului, încrucișez și îmi creez distanță, după care învârt, trag piciorul drept în spate, la fel, creez distanță și revin în idei.